Da. Spuneți, oligarhii reprezintă o problemă pentru Republica Moldova la ora actuală? Orice implicare a mediului de afaceri în politica propriu-zisă este, avem este o problemă. În Republica Moldova. Noi avem tradiții încă oligarhi, nu. Anume oligarhi, nu tradiții, oligarhi avem în Republica Moldova. Voi spuneți în fiecare seară că avem. Eu consider că oligarhii în sensul rusesc, de exemplu. Cercuri de afaceri, oameni de afaceri care folosesc puterea în propriul interes. Avem oligarhi în Republica Moldova? Nu, poate avem pe cineva care încearcă să folosească, dar... Îi cunoașteți? Dar eu îi cunosc pe toți. Eu am avut fericirea să aduc mulți oameni în politică moldovenească. Cu mulți să fiu de acord, cu mulți să nu fiu de acord. Și domnul Sturza, și domnul Filat, și domnul Serebrean, și domnul Bulgari, și domnul Andronic, și domnul... foarte multă lume au venit în Partidul Democrat. Domnul Bradiș a fost, domnul Bradiș a fost în Partidul Democrat, domnul Tarlev a fost în Partidul Democrat, domnul Cibuc a fost în Partidul Democrat. Uitați-vă câți oameni. Și toți au trecut pe aici, prin inimă, prin suflet și prin... În tot rândul acesta de nume, nu l-ați numit pe domnul Plahotniuc. Și domnul Lupuș, domnul Plahotniuc și alții. Toți au trecut prin inima dumneavoastră. Toți, da?